Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veșnicie în veșnicie. Dumnezeul acesta al evreilor a fost mai mare decât Dumnezeul oricăror altor popoare, așa cum s-a dovedit și cum vom vedea și în această seară, studiind câteva neamuri puternice de pe Eufrat. Pe această zonă a râurilor, de altfel locul de origine al omului, nu doar al unor civilizații, s-au așezat mulți pentru că au fost condiții propice pentru viață. Însă dintre toate triburile antice, cele mai puternice care s-au constituit în imperii în acea zonă au fost asirienii, babilonienii și Imperiul Medo-Persan. Aceste neamuri sunt prezentate în profeția biblică, pe de o parte pentru că au jucat un rol important în relație cu poporul evreu și pe de altă parte pentru că au avut un rol la nivel mondial, așa cum arată Cartea Sfântă în profetul Daniel, când vorbește despre cele mai puternice fiare care s-au ridicat pe mare, adică între oameni. În cartea profetului Isaia, capitolul 8, citim puțin despre asirieni și rolul lor. De la versetul 5, Domnul mi-a vorbit iarăși și mi-a zis, versetul 7, râurile Eufrat, fiindcă erau localizați în zona aceea, adică pe împăratul Asiriei, cu toată puterea lui pretutindeni și va ieși din albia lui și se va vărsa peste malurile lui. De asemenea, citim din Ieremia, capitolul 50, unde ni se vorbește și despre următorul imperiu și rolul lor, cum spuneam în raport cu Israel, Ieremia 50, versetele 17 și 18, Israel este o oaie rătăcită pe care a ogolit-o lei împăratului Asiriei. A mâncat-o cel din tâi și acesta din urmă i-a zdrobit oasele, acest Nebucadnețar, împăratul Babilonului. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel. Iată, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și țara lui, cum am pedepsit pe împăratul Asiriei. După aceste trei imperii s-au ridicat grecii lui Macedon, în secolul 4 înaintea noastre, dar și ei au urmat același curs stabilit de profeția biblică, așa cum aminteam, în mod deosebit, cele scrise în profetul Daniel. Să luăm pe rând aceste neamuri puternice. Mai întâi, neamul asirienilor. După sfârșitul dinastiei lui Jehu în Israel, Imperiul Asirian apare în relație cu poporul lui Dumnezeu, când Israel, partea de nord, cele 10 seminții, devin tributare împăratului Asiriei, așa cum citim la 2 Împărați, capitolul 15. A fost perioada în care asirienii s-au ridicat în zonă și au început să cucerească țară după țară. 2 Cronici 15, versetul 19 și 20. Pul, împăratul Asiriei, a venit în țară și Menahem a dat lui Pul 1000 de talanți de argint ca să-l ajute să întărească domnia. Menahem a ridicat argintul acesta de la toți ce erau cu avere în Israel. Citim tot aici, în versetul 29, în timpul următorilor împărați, pe vremea lui Pekah, împăratul lui Israel, a venit Tiglat Pileser, împăratul Asiriei, și-a început să ciopărțească din teritoriile Țării Sfinte, a luat câteva localități și apare o primă deportare pe locuitori, i-a dus în prinsoare în Asiria. Puterea asiriană, cum vă spuneam, era în ascensiune, dar nu s-au mulțumit cu tribut, cu curaniță, n-a durat mult și în 722 înaintea noastră au cucerit capitala, Samaria, așa cum citim în capitolul 17,
și regatul lui Israel a fost desființat. Citim aici de la versetul 3. Salmanasar, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva lui Israel și Osia i s-a supus și i-a plătit un bir. Dar apoi nu i-a mai plătit birul, versetul 5, și împăratul Asiriei a străbătut toată țara, s-a suit împotriva Samarei, pe care am presurat-o timp de 3 ani. Iată cât au rezistat. În al 9-lea an al lui Osia, împăratul Asiriei a luat Samaria și a dus pe Israel în robie în Asiria, l-a pus să locuiască la Halal, la Habor, lângă râul Gozan și în cetățile Mezilor. Evreii au ajuns din nou robi, duși departe de țara promisă. În capitolul următor, 18, este scris de la versetul 9, în al 4-lea an al împăratului Ezechia, am citit și de aici ca să observăm ce se întâmpla în regatul vecin al lui Iuda, care era al 7-lea an al lui Osia, când a început împresurarea asediul Samariei. Se prezintă ca și în textul anterior și în versetul 12 apare și vinovăția prezentată pentru că n-ascultaseră de Domnul Dumnezeul lor și călcaseră legământul lui, pentru că n-ascultaseră nici nu împlinisere tot ce poruncise Moise, robul Domnului. Deci 10 seminții au fost cucerite de Imperiul Asirian. Au scăpat, în schimb, cele două, de fapt, se mai adăugase și erau mai multe, sau cel puțin erau oameni din toate celelalte, în regatul de sud. Iuda a scăpat prin intervenția divină. Știți că țara a fost împresurată și textul biblic din doi împărați, din doi cronici și din Isaia 36 și 37, alocă în total 6 capitole acestui eveniment. Stării de asediu, intervenții prin rugăciune a profetului Isaia, a regelui Ezechia, a bătrânilor, cred și a poporului care în vremea aceea era într-o stare spirituală relativ bună. Și în final este prezentat modul în care Dumnezeu a intervenit și în mod miraculos s-a salvat. Deși asirienii, prin Rabșache, purtătorul de cuvânt și conducătorul delegației venită la zidurile Ierusalimului, a batjocorit, așa că a goliat altădată oștirea lui Israel. Ezechia însă a scăpat. Să nu uităm că în perioada aceea a fost cucerită și Siria și multe alte popoare. La un moment dat, acest trimis al regelui enumeră câteva țări, ținuturi care au fost cucerite. Capitolul 19, de la versetul 10. Așa se vorbise lui Ezechia, împăratul lui Iuda: să nu te înșele Dumnezeul tău în care te încrezi, când Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei. Iată, ai auzit ce au făcut împărații Asiriei tuturor țărilor și cum le-au nimicit, și tu să fii izbăvit? Dumnezeii neamurilor pe care le-au nimicit părinții mei au izbăvit ei și enumeră. Observați, sau pentru cei ce n-aveți Biblie, citeți puțin Gozan, Harar, Rețep și pe fiii din Eden, din Telasar, unde sunt împărații Hamatului, Arpadului, Sevarfaimului, Henei, Ivei, pe toate le cuceriseră. Însă se roagă Ezechia și spune la un moment dat, versetul 17, da, Doamne, este adevărat că împărații Asiriei au nimicit neamurile și le-au pustit țările și că au aruncat în foc pe dumnezeilor, dar ei nu erau dumnezei și erau lucrări făcute de mâna omului, erau lemn și piatră și i-au nimicit. Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Și Domnul i-a izbăvit. Știți că noi în vremea aceasta ne rugăm pentru pacea țării, ca Dumnezeu să o crotească de război. Iată că rugăciunile celor sinceri pot să oprească năvălirea unui imperiu. O armată pornită de acasă, trupele erau deplasate, însă n-au putut să intre, nu că zidurile și alte forme de fortificare și de apărare au rezistat,
și pentru că Dumnezeu a hotărât să îi izbăvească. Spune Scriptura aici, de la versetul 32, de aceea așa vorbește Domnul asupra împăratului Asiriei, nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgețenia, nu va sta înainte ei cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei, se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o mântuiesc din pricina mea și din pricina robului meu David. Și ce simplu a fost pentru Dumnezeu să îndepărteze forța asiriană. În noaptea aceea, îngerul Domnului și-a ucis în tabăra asiriană 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că erau toți niște trupuri moarte. Iar împăratul a fost pedepsit la urmă. Împăratul Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat, s-a întors și a locuit la Ninive, capitala lor. Și pe când se închina în casa Dumnezeului său Nisroc, Adramalec și Șarețier fiii săi, l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat și în locul lui a domnit fiul său Esarhadon. Aceasta a fost hotărârea divină. Tot legat de evenimente între Asiria și poporul lui Dumnezeu, evreu, menționăm că influența religioasă asiriană, de altfel, era vorba în acest caz de zeii Siriei, teritoriul care era încorporat în Asiria, a fost puternic în timpul tatălui lui Ezechia. Și spunem aceasta citind din cartea 2 Reși, capitolul 16, întorcându-ne, pentru a evidenția cu atât mai mult ce mare minune a făcut Dumnezeu când a izbăvit pe evrei, după ce generația anterioară era nu doar tributară Asiriei din punct de vedere financiar, era tributară din punct de vedere spiritual și ar fi fost normal, potrivit principiilor divine, odată ce au adoptat zeitățile lor, să fie cuceriți de acel popor. Așa s-ar fi întâmplat cu siguranță dacă la tronul lui Iuda n-ar fi venit regele Ezechia. Spune Scriptura aici, în capitolul 16, citim de la versetul 10, împăratul Ahaz a dus la Damasc înaintea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei. Și văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotului Urie chipul și înfățișarea acestui altar, întocmai cum era făcut. Preotul Urie a făcut un altar întocmai după chipul trimis din Damasc de împăratul Ahaz și preotul Urie l-a făcut mai înainte ca să se întoarcă împăratul Ahaz din Damasc. La venirea lui din Damasc, împăratul a văzut altarul, s-a apropiat de el, s-a suit pe el, a ars pielea arde de tot și darul de mâncare, a vărsat jertfele de băutură, a stropit pe altar sângele jertfelor de mulțumire, a făcut și alte modificări. A îndepărtat dinaintea casei altarul de aramă care era înaintea Domnului ca să nu mai fie între noul altar și casa Domnului, l-a pus lângă nou un altar spre miază noapte. Și împăratul Ahaz a dat următoarea poruncă preotului Urie, s-a ars pe altarul cel mare, ardere de tot de dimineață și darul de mâncare de seară, arde tot a împăratului și darul lui de mâncare, arde tot al întregului popor din țară și darul lor de mâncare. Și zice în finalul versetului, cât despre altarul de aramă, deci cel făcut după chipul arătat de Domnul, nu-mi pasă de el. Citim și versetul 17 și 18. Și împăratul Ahaz a sfărâmat tăblile de la temelie și a scos ligienile de pe ele, a dat jos marea de pe boii de aramă care au sub ea și a pus-o pe o pardoseală de piatră. De hatârul împăratului Asiriei, deci iată influența, a schimbat în casa Domnului privorul sabatului care fusese acolo, precum și intrarea de afară a împăratului. A fost singura dată când evreii și-au nimicit, au distrus cu mâna lor obiectele sfinte de la templu. Sub influența Imperiului Asirian și prin mâna acestui rege din calea afară de păcătos. Influențele asiriene au fost însă mult mai vaste mai târziu în regatul de nord, pentru că asirienii au practicat o politică de deportări. I-au dus pe evrei în diferite alte regiuni și au dislocat de acolo alte neamuri și le-au adus în zona lui Israel. Astfel au luat ființă
cei ce s-au cunoscut mai târziu sub numele de samariteni. A fost o populație mixtă, provenită din diferite părți ale Imperiului Roman, care s-a amestecat apoi și cu puțini evrei rămași în țară. În capitolul 17, subtitlul samariteni, în traducerea noastră, de la versetul 24 la 41, observăm aceste influențe. De aici citesc doar de la versetul 29. Dar neamurile și-au făcut fiecare dumnezeii săi în cetățile pe care le locuiau. Și enumeră pe câțiva, între care și unii din Babilon. Versetul 32. Totodată se închinau și Domnului și-au făcut preoții înălțimilor roase din tot poporul. Preoții aceștia aduceau pentru ei jerfe în temple din înălțimi. Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați. Și aceste practici au rămas în zona aferentă regatului de nord pentru toată posteritatea. Iată așadar cât de mare a fost influența, stăpânirea politică și efectele religioase de care aminteam ale asirienilor. De ce i-a ridicat Dumnezeu? De ce a îngăduit Dumnezeu acestea? Cu siguranță că se întrebau evreii, cum s-a întrebat cândva Gedeon, unde sunt minunile de altădată? Cum spera regele Ezechia în timpul asediului babilonian, că va face Dumnezeu o minune. Observăm din Scriptură că asirienii, acest popor crud, a fost folosit de Dumnezeu pentru pedepsirea totală a evreilor necredincioși, ce s-au depărtat de Dumnezeu și și-au ridicat acei doi viței de aur. Dumnezeu i-a îngăduit de la 931 înaintea erei noastre până la 722. 200 și ceva de ani. Dar apoi, mânia Domnului a fost fără leac. Aici, în capitolul 17 din Doi Împărați, apare rechizitoriu lui Israel. Spune Scriptura de la versetul 5, lucrul acesta s-a întâmplat pentru că copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului. Versetul 7 am citit, nu 5. Și apoi versetul 8, a urmat obiceiurile neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel și obiceiurile rânduite din împărații lui Israel. Copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu sunt bune. Înălțimi, Astarte, toate sunt enumerate aici. Versetul 13. Domnul a înștiințat pe Israel și Iuda prin toți prorocii lui, prin toți văzătorii și le-a zis: întoarceți-vă de la căile voastre cele rele și păziți poruncile și rânduielile mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin robii mei proroci. Dar ei n-au ascultat și au înțepenit grumazul, ca și părinții lor care nu crezuseră în Domnul Dumnezeu lor. N-au vrut să știe de legile lui, de legământul pe care îl făcuse cu părinții lor și de înștiințările pe care le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic și ei înșiși n-au fost decât nimic. Și după neamurile mijlocărilor trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele. Au părăsit toate poruncile Domnului. Și din nou rea aceste vinovății până la arderea copiilor în foc. Versetul 18 spune în final sentința divină: de aceea Domnul s-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel și l-a îndepărtat de la fața lui. N-a rămas decât seminția lui Iuda, aceea din vremea regelui Ezechia. Și chiar Iuda nu păzise poruncile, cum a spus de tatălui, de Ahaz, ci se luase după obiceiuri rânduite de Israel. Domnul a lepădat tot neamul lui Israel, i-a smerit și i-a dat în mâinile jefuitorilor și a sfârșit prin a izgoni dinaintea feței lui, căci Israel se dezlipise de casa lui David și făcuse împărat pe Ieroboam, care i-a bătuse de la Domnul, și lucrul acesta s-a întâmplat prin asirieni. Citim în cartea profetului Isaia, care a fost contemporan cu aceste evenimente, capitolul 7, versetul 20. O explicație în ziua aceea, Domnul va rade cu umbrici, luat cu chirie de dincolo de râu, și anume, cumpăratul Asiriei, capul și părul de pe picioare, va rade chiar și barba,
Deci, asirienii au fost o unealtă în mâna Domnului. Așa cum citim și din capitolul 10, de la versetul 5. Ce s-a întâmplat n-a fost datorită puterii militare pe care ei au dobândit-o, ci a fost urmare a unei hotărâri divine. Pentru că după executarea lucrărilor încredințate de Domnul, asirienii au fost pedepsiți și ei ca și alte popoare de care am amintit în lecțiile anterioare. Isaia 10:5. Vai de asirian, zice Domnul. Și au zis cum îi numește Domnul. Nuiaua mâniei mele, care poartă în mână toiagul urgiei mele. I-am dat drumul împotriva unui neam nelegiuit, l-am trimis împotriva unui popor pe care sunt mâniat, ca să-l prădeze și să-l jăfuiască, să-l calce în picioare ca noroiul de pe uliță. Asirienii n-au înțeles asta. De aceea scrie mai departe, dar el nu judecă așa. Și nu acesta este gândul inimii lui, ci el nu se gândește decât să nimicească, decât să prăpădească neamurile cu grămada. Și citim aici în continuare de la versetul 12. Dar după ce Domnul își va împlini toată lucrarea lui pe muntele Sionului și la Ierusalim, voi pedepsi, zice Domnul, pe împăratul Asiriei, pentru rodul inimii lui îngânfate și pentru trufia privirilor lui semețe. Și tot despre ei vorbește Scriptura în continuare, de la versetul 13, căci el a zis, asirianul, prin puterea mâinii mele am făcut aceste lucruri și prin înțelepciunea mea, că sunt priceput, am împins înapoi hotarele, poporul, am jefuit vistirile ca un viteaz, am dat jos pe cei și deau pe scaunul de domnie, am pus mâna pe bogățiile poporului ca pe un cuib. Și acum vorbește Domnul, versetul 15, se fălește oare securea împotriva cel ce se lujește de ea? Sau se mândrește fierăstrău față de cel ce îl mânuiește? Ca și cum nuiaua ar mișca pe cel ce o ridică, parcă toiagul ar ridica pe cel ce nu este de lemn. De aceea Dumnezeul oștirilor va trimite ofilirea prin războinicii lui cei voinici și între aleșii lui îți va izbuni un pârjol ca pârjolul unui foc. Și în continuare vorbește că îi va nimici pe asirieni încât vor rămânea puțini la număr. Așa lucrează Dumnezeu. Întâi a hotărât să pedepsească pe evrei și s-a folosit de ei. Apoi, datorită vinovăției lor, le-a venit și lor vremea. Citim în capitolul 14, de la versetul 24. Domnul oștirilor a jurat și a zis, da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini. Voi zdrobi pe asirian în țara mea, îl voi călca în picioare pe munții mei, astfel jugul lui se va lua de pe ei și povara lui va fi luată de pe umerii lor. Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ, iată mâna întinsă peste toate neamurile. Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Cine se va împotrivi? Mâna lui este întinsă, cine o va abate? Evident că nimeni n-ar fi putut să facă ceva. Vreau însă să reținem că Dumnezeu se uită peste tot pământul și este milă de toți. Așa cum am cântat, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Profeția lui Ninive i-a privit pe asirieni, mai exact reședința imperiului lor, Ninive. Spune Scriptura, ne deplasăm în cartea Iona, că acest profet a fost trimis cu un mesaj foarte clar. Dumnezeu, așa cum am citit din Isaia, era la limita răbdării și a hotărât să-i nimicească, să-i pedepsească. Tot imperiul la momentul potrivit, dar aici era cazul capitalei. 1:2. Scoală-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Deci și-a atins culmea. Știți, Iona refuză, în final acceptă. Și în capitolul 3 este scris de la versetul 2, și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, era capitala. Cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Interesant că acest împărat, aflat atunci pe tron, și oamenii din reședința imperiului,
s-au putut pocăi. Nu știu de unde se gândeau ei că le poate veni pieirea. Dar faptul că au putut să se pocăiască a salvat generația aceea. Mândria asirienilor e de o datare mai târzie. Iona a trăit înainte evenimentelor de care aminteam, în timpul dinastiei lui Jehu, și vă spuneam că asirienii s-au ridicat ulterior în ascensiunea lor amintită. Dar vreau să observăm de aici, pentru că vorbim de asirieni, scrie de la versetul 7, și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și a mai marului următoarele. A fost ceva de excepție în istorie. Numai în Israel s-a mai întâmplat așa ceva, în alte popoare mai puțin întâlnit. Versetul 8. Și oamenii și vitele se acopere cu sa, să strige cu putere către Dumnezeu, să se întoarcă de la calea lor cearea și de la faptelor de asuprire care sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim, ceea ce s-a și întâmplat, în sensul că Dumnezeu s-a întors, iar dacă nu, ar fi venit pieirea peste ei. Vreau de asemenea să reținem ce scrie în versetul 4, în versetul 11, atitudinea divină, când Domnul zice: și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni, care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Iată mila divină cum se manifestă. Deci, prin pocăință, asirienii ar fi putut să-și lungească zilele, ar fi putut beneficia de îndurarea Domnului. Și generația aceea a și beneficiat. Dar mai târziu, cum spuneam, au devenit aroganți și Dumnezeu le-a adresat alt mesaj prin profetul Naum. Citim în Naum, dar fără detalii, capitolul 1, prorocie despre Ninive. Cartea prorociei lui Naum din Elcoș. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător, un Dumnezeu ce se răzbună pe potrivnicii lui, ține mânie pe vrășmașii lui. Domnul este îndelung răbdător și de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Ceea ce s-a întâmplat aici, cred că știți ce scrie în această carte, scrie în 2 cu nimicitorul pornește împotriva ta, Ninive. Versetul 3, capitolul 3 descrie puțin stările din cetatea aceea, cetate vărsătoare de sânge, v-am spus, au distrus atâtea popoare, pline de minciună, pline de sâlnicie, care nu încetează de a la răpire. Versetul 4, din pricina multilor curvii ale curvei pline de farmec, fermecătoare scusite, care vindea neamurile prin curviile ei și popoarele prin împrăjitoriile ei. Și Dumnezeu a împlinit ce a rostit prin Naum, pentru că de data aceasta ei nu s-au mai pocăit. Așadar, Dumnezeu i-a ridicat pe asirieni să pedepsească mai multe popoare, între care evreii, și apoi, datorită vinovăției lor, și-a rostit sentința și și-a vărsat urgia și peste ei. Trecem la neamul Babilonului. Babilul, zidit de Nimrod, conform Genesa 10. Babilul acela care s-a împotrivit poruncii divine de ocupare a întregii suprafețe a terei, Genesa 11. Și-a păstrat într-o anumită formă și mărime existența de-a lungul istoriei, iar aproximativ în jurul anului 600, ceva înaintea erei noastre, s-au format imediat după asirieni ca și un imperiu. Ei nu au fost un popor mare. De altfel, Babilonul a fost gloria Imperiului Babilonian, cetatea Babilon. Însă, așa ca romanii mai târziu, care au pornit de la cetate, s-au format într-un imperiu glorios în antichitate. Pe aceștia i-a folosit Dumnezeu să pedepsească cealaltă parte a poporului Dumnezeu. În vremea asirienilor, în vremea de început, am spune, a gloriei asirienilor, babilonienii erau slabi. În 2 împărați 17 scrie că printre oamenii mutați, printre deportați, au fost și din Babilon. Deci au suportat deportări,
mai târziu s-au ridicat. Despre pedepsirea evreilor prin babilonieni și robia ce a urmat, Dumnezeu a vorbit regelui Ezechia. Citim în Cartea 2 Împărați, capitolul 20. Știți că împăratul Babilonului a trimis sol la Ezechia, deci erau în relații de bună colaborare. Vine apoi Isaia și scrie de la versetul 16 că a vorbit din partea Domnului. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine, pe care vei naște și vor face fame slujitori în casa împăratului Babilonului. Poate nu s-ar fi gândit evreii la așa ceva atunci. Ezechia a domnit puțin înainte de anul 700. A mai trecut aproximativ 100 de ani, 100 și ceva de ani. Babilonenii s-au ridicat și întorcând pagina, ajungem la capitolul 24 de aici, versetul 1. Pe vremea sa, e vorba de fiii lui Iosia, care au domnit, au fost ultimii regi al lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a pornit la război. Întâi a aplicat tributul, apoi în final, citim în capitolul 25, în al 9-lea an lui Zedechia, în ziua a 10-a, a lunii a 10-a, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit cu toată oștirea lui împotriva Ierusalimului, a tăbărât înaintea lui și a ridicat întărituri de jur împrejur. Cetatea a fost împresurată până la 11 ani al împăratului Zedechia. Deci iată că și Ierusalimul a cedat după ani de asediu, numai ca și Samaria. Până la urmă, foamea a împins să facă o spărtură în zid, au fost prinși, atât împărații cât și împăratul și ceilalți. Și scrie apoi de la versetul 8, în ziua 7-a lunii a 5-a, era anul 19 al domniilor Nebucadnețar, împăratul Babilonului. A venit Nebuzaradan, căpetenia străjelor, slujitorul împăratului Babilonului și a intrat în Ierusalim. Și acum a început tragedia cea mare. A ars casa Domnului, casa împăratului și toate casele Ierusalimului. A pus foc tuturor caselor care aveau vreo însemnătate oarecare. Toată oștirea haldeilor care erau cu căpetenia străjelor a dărâmat zidurile din prejurul Ierusalimului. Versetul 13. Haldeii au sfărâmat stâlpii de aramă din casa Domnului, temeliile mari de aramă care era în casa Domnului și au dus arama în Babilon. Au luat tot ceea ce era acolo. Enumeră versetele următoare. Nu s-au așteptat evreii la așa ceva. Cum scrie în detalii în cartea profetului Ieremia, profetul ultimei generații, care le-a vorbit ani în șir, ei se lăudau și spuneau, cum scrie în Ieremia 7, templul Domnului, templul Domnului. Și nu au învățat lecția asta nici mai târziu, în anii 70, când i-au recucerit romanii. Dumnezeu nu avea nimic cu templul Domnului, ar fi putut să învețe din povestea casei lui Eli, când Domnul a lăsat să ia chivotul. Dar și atunci Domnul s-a apărat și despre aceste obiecte sfinte este scris că vor rămâne în Babilon până când Domnul le va cerceta. Și tot Domnul a decis când și cum să le scoată de acolo. Pedeapsa regatului lui Iuda, cei 70 de ani de robie, calculați nu de la momentul distrugerii Ierusalimului și templului, ci cred mai degrabă de la primele deportări. Pentru că Ierusalimul a fost distrus în 586 și decretul pentru reîntoarcerea în țară este 539. În aceste două date nu sunt 70 de ani, dar de la primele deportări, Daniel a fost luat rob în 605, Ezechiel în 597 și Dumnezeu a calculat perioada întreagă. Am spune că a fost ca și în vremea noastră, când perioada de detenție este calculată nu numai din momentul rostirii sentinței, ci din momentul arestului. Cum a calculat Dumnezeu acești ani? Citim
din cartea a doua Cronicilor, capitolul 36. De la versetul 18. Hai și 17. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor. 18. Împăratul Nebucadnețar a dus la Babilon toate uneltele din casa Domnului. Versetul 20. Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a luat dus prins de război în Babilon. I-au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită, până la împlinirea celor 70 de ani. Știți că tot la 7 ani trebuia pământul lăsat să se odihnească. Și evreii se dedice în acel an lucrurilor sfinte, ca și în ziua a 7-a din săptămână. N-au vrut să o facă, n-au vrut să lase pământul să se odihnească, Dumnezeu i-a decimat, i-a deportat și pământul a rămas să se odihnească. Pentru că întotdeauna cuvântul Domnului se împlinește. Cu sau fără voia noastră, cuvântul Dumnezeu are putere. Când s-au pocăit, și numai cei ce s-au pocăit, s-au întors în țară. Ei ar fi putut să învețe și din exemplul lui Manase. Dumnezeu vorbi lui Ezechia că fiii lui vor fi duși în Babilon. Și primul care a fost dus a fost însăși fiul lui Manase, generația imediat următoare, 2 Cronici 33. S-a pocăit în pușcăria din Babilon, Dumnezeu s-a îndurat el și l-a dus pe tron. Că să fie ca un exemplu pentru ceilalți ce se vor pocăi în robie, acolo le-a fost greu. Să ne amintim de Psalmul 37, unde stă scris că biruitorile cereau cântări și ei spuneau, cum să cântăm noi aici? Aici totul este profan. Babilonul a fost mama politeismului, a zeităților. Și-au dorit Ierusalimul. Și în profeți sunt foarte multe versete în care le este recomandat să le fie inima la Ierusalim. Profetul Zaharia, de exemplu, nu citim acum, este scris că Dumnezeu a văzut că toate celelalte popoare erau în pace, evreii sufereau pentru deportare, țara era goală. Și atunci au hotărât să-și întoarcă privirile spre Ierusalim. Primul care a plecat din Ierusalim a fost Domnul, s-a retras din templu, a plecat slava, cum vede profetul Ezechiel. Și când s-au venit ani pentru înapoiere, Domnul a fost primul care a venit și și-a chemat poporul înapoi, cum scrie, am chemat pe fiul meu din Egipt și aici l-a chemat din Asiria și din Babilon și cum mai târziu în vremea noastră, Dumnezeu i-a chemat de pe toate meridianele pământului. Evreii au înțeles asta, târziu, scrie în Ezra capitolul 5, de la versetul 11, noi suntem slujitorii Dumnezeului cerului și al pământului și zidim din nou casa care fusese zidită acum mulți ani. Un mare împărat al lui Israel o zidise și a isprăvit-se. Dar după ce părinții noștri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, el le-a dat în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, haldeanul, care a nimicit casa aceasta și a luat pe popor rob în Babilon. Totuși, în cel din tâia lui Cir, împăratul Babilonului, era al perșil, dar stăpânea și peste Babilon, împăratul Cir a dat poruncă să zidească din nou această casă a lui Dumnezeu. Poruncă ce evident venea de la Domnul. Așadar, tot ceea ce s-a întâmplat, referitor la imperii, la indivizi, totul era controlat de Dumnezeu. Cât despre babilonieni, acest imperiu care pentru scurt timp a fost foarte puternic și a cărui strălucire a fost capitala, acolo erau templele zeităților, acele grădini suspendate ce au rămas în istorie ca și una din minunile antice. Acestui Babilon i-a fost specifică ideea de a conduce întreaga lume dintr-un punct pământesc aflat sub influență demonică. Nu degeaba împăratul Nebucadnețar a construit acel chip. Pare surprinzător că după ce în capitolul 2 îi se arată în vis, Daniel îl tilcuiește că acel chip imens va fi distrus, totuși în capitolul 3, și credem că evenimentele sunt succesive, textul respectă cronologia istorică, totuși a permis să ridice un chip.
Adică asta și-a dorit. Și-a adunat administrația centrală și regională din tot imperiul să-i se închine. N-a fost acolo tot poporul. A fost numai administrația. A vrut să se impună. Și totuși Dumnezeu atunci a dat un semn. Când cei trei n-au cedat și nu și-a putut imprima ideea de închinare absolut. Dumnezeu n-a permis, am putea spune, să bată monedă și ea să aibă valoare. Dar trebuie să reținem că Babilonul a avut însă un rol în raport cu poporul lui Dumnezeu. Apoi și-a sfârșit istoria într-un mod total falimentar. Am amintit la vremea potrivită că au fost popoare pe care Dumnezeu l-a desfințat. Aminteam de Moab și de fiul lui Amon că Dumnezeu a hotărât să-i șteargă din numărul țărilor. Același decret s-a aplicat și pentru babilonieni. Mai este astăzi Babilonul? A mai fost rodat? Nu. Dumnezeu a rostit, detalii sunt în cartea profetului Isaia, capitala, orașul Babilon, să nu mai fie locuit. Nici în zi de azi. Acele ruine nu mai sunt locuința oamenilor. Au rămas pentru excavații arheologice. Iar acest imperiu puternic a fost distrus. Nimicit de Dumnezeu, așa cum a hotărât. Să ne oprim totuși o clipă în sfârșitul cărții Isaia, Ieremia. La capitolul 51, versul 61, Ieremia a zis lui Seraia, trimisul în Babilon: când vei ajunge în Babilon, vezi, citești toate cuvintele acestea. Le-a citit în auzul văzduhului, nu cred că le-a citit în auzul împăratului. Și să zici: Doamne, Tu ai spus că locul acesta are să fie nimicit și că n-are să mai fie locuit nici de oameni, nici de dobitoace și are să ajungă un pustiu pentru totdeauna. Și când vei sprevi citirea cărții acesteia, să legi de ea o piatră și să o arunci în Eufrat și să zici: așa va fi necat Babilonul și nu va mai ridica din norocirile pe care le voi aduce asupra lui. Vor cădea sleiți de putere. Și așa s-a împlinit. Vreau să mai reținem că au fost totuși evrei care au scăpat, au fost cruțați de babilonieni. Pentru că Dumnezeu, cum spuneam, se ocupă și de indivizi. Și amintim pe Ebed-Melech Etiopianu, acel famen care a avut milă de Ieremia în timp ce era aruncat în groapă. Îi procește apoi Ieremia în capitolul 39 în cărții sale: Domnul îți va da ca viață, ca pradă de război viața ta. A murit împăratul și garda lui, un famen a scăpat, că Dumnezeu l-a ocrotit. Baruc, secretarul lui Ieremia, Ieremia 45. Întoarcem pagini în urmă, scrie aici o profeție pentru el. Versetul 3. Și poate vă gândiți la viitor, ce va fi? Baruc zicea: vai de mine, căci Domnul a dus în tristare peste durerea mea, însă ies putele suspinând și nu găsesc odihnă. Spune, așa vorbește Domnul: iată ce am zidit, voi dărâma templul Ierusalimul, ce am sădit voi smulge, și anume țara aceasta. Și tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele. Căci iată, voi aduce norocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge. Și după cum scrie și în capitolul 40, că i-a zis ofițerul lăsat de Nebucadnețar la Ierusalim, cu privire la Ieremia: dacă vrea să rămână în țară, rămână în țară, dacă vrea să vină în Babilon, să vină în Babilon. Oriunde vei merge, vei fi ocrotit. Mulțumim Domnului care poate să ocrotească oameni. Și în fața acestor neamuri puternice, da, ai lui scapă. Dar ce-i mai frumos? Nu numai că scapă. Cum au scăpat și cei din Babilon, Daniel și cei trei. Erau din neam boieresc și de viță împărătească. Neam împărătesc viță boierească. Cum spune exact textul. De ce alți fii ai împăratului au fost uciși și ei au scăpat? Dumnezeu a hotărât să-i scape.
În capitolul 2 scrie că împăratul hotărâse să omoare pe înțelept pentru că nu puteau să-i descoperă visul. Daniel a scăpat. Cei trei au scăpat în fața cuptorului. Deci dacă vrea Dumnezeu să scape pe cineva, cum a zis către Petru de Ioan, dacă vreau că el să rămână până vin eu, ce-ți pasă? Ție. Dar ce-i mai frumos că acești oameni scăpați au avut experiențe cu Dumnezeu și prin ei Dumnezeu a fost înălțat în Babilon. 4 oameni în fața unui imperiu care a vrut să se impună, religios, militar, economic. Cum scrie despre copacul care reprezenta pe Nebucadnețar, tot pământul se hrănea din copac. Însă erau 4 sub copac care aveau legătură cu cel ce era deasupra copacului. Și i-au spus, vezi că vine și te taie. A avut puterea aceea, scrie în Daniel 4:27, a zis Daniel împăratului, împărate, placă-ți sfatul meu. Rup-o cu nelegiurile tale. Ce autoritate avea. În capitolul 5 zice Daniel la urmașul său, la Belșațar, n-ai luat aminte, n-ai învățat de la Nebucadnețar. Au rămas neclintiți. Deci iată cum își dovedește Dumnezeu puterea în vremea unor neamuri puternice prin niște oameni care sunt mai puternici decât aceste imperii. A spus Dumnezeu lui Ieremia, contemporan acestor evenimente, te fac un zid, ei se vor război cu tine, nu te vor învinge. Te pun peste împărați și împărății. Nu de la Nebucadnețar veneau decretele, de la Domnul prin Ieremia, prin Daniel. Și Daniel citea cărțile Ieremia, pentru că Dumnezeu în vremea aceea n-a fost inactiv până și-a pedepsit poporul necredincios. S-a folosit de oamenii aceștia. A urmat neamul mezilor și perșilor, care i-a cucerit pe babilonieni fără vărsare de sânge prea mult. În noaptea ospățului Belșațar, descris în Daniel 5, au bătut albia râului, au intrat pe suporți, în timp ce, exact cum s-a profețit, aceștia erau la chermeza lor, au fost cuceriți și s-a dat decretul, pentru că regii mezilor și perșilor au avut o altă politică, nu de deportare. Dimpotrivă, au dat decret ca popoarele să se întoarcă fiecare în ținuturile lor. Și de acest decret, care cred că a fost în primul rând comandat de Dumnezeu pentru evrei, au beneficiat cei ce au vrut să se întoarcă la Ierusalim și în prejurimi. Mă opresc doar o clipă la cartea profetului Daniel, capitolul 7, și aș vrea asta să vă îndemn și citiți acasă, frați și surori, puțină lecție de istorie sfântă. Scrie aici în capitolul 7, la versetul 4, despre fiare. Cea din tâi semăna cu un leu, sunt babilonienii. Și avea aripi de vulturi, m-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om, momentul în care Nebucadnețar recunoaște pe Dumnezeu. Și iată că a doua fiare era ca un urs, ăștia medoperși. Și stătea într-o rână, avea 3 coaste în gură între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. Imperiul Medo-Persan a fost mai extins, mult mai extins decât Imperiul Babilonian. În capitolul 8 apare o altă imagine. Aici deja ne aflăm ceva ani mai, vedeți, vedenia e în anul 1, 7:1, anul al treilea, 8:1. Versetul 3. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece, medoperș, și avea 2 coarne, coarnele acestea, că-s 2, mezi și perși, erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă, exact cum a fost. Am văzut cum berbecele împungeau coarne spre apus, spre miază noapte, spre miază zi, nici o fiară nu putea să stea împotrivă și nimeni nu putea să scape și ne cădea în mână și el făcea ce voia și a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus, a cutreierat toată țara pământului, toată fața pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta avea un corn mare între ochi. Și evenimentele continuă, v-am zis, dacă vreți, citiți acasă. Țapul era macedon cu armatele lui, cu falanga macedoniană, care învingea totul în vremea aceea. Dar nici țapul n-a trăit mult. I s-a frânt cornul, și s-au prăbușit și ei. Aș vrea din perioada aceasta să ne mai gândim
la evenimentele scrise în Cartea Estera. Și acolo rezultă ideea care am amintit-o anterior. Dumnezeu lucrează cu împărați, într-un imperiu întreg, întâi a îngăduit să se dea un decret, apoi un contradecret. Cu cine a lucrat Dumnezeu în fața acestor împărați care stăpâneau peste 127 de ținuturi? Cu doi oameni, un bărbat și o femeie, Mardoheu și Estera. Vedeți? Acesta e felul de a fi al lui Dumnezeu. Încheiem convinși încă o dată că Dumnezeu are putere să-și ducă la îndeplinire planurile sale. Pentru Dumnezeu, știți cum este numit fiecare din acești împărați? Scrie în Isaia 45, de exemplu, despre Cir, asta prin prisma felului în care trebuie să-i slujească Domnul, 45:1. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închină. Eu voi merge înaintea ta. Promisiune? Și nu știu ce i-a promis Domnul și la Barack Obama și la Putin în vremea asta. Totul este stabilit de Dumnezeu care le îndreaptă inima încotro vrea. Cât despre Nebucadnețar, scrie de asemenea în Ieremia, capitolul 27, versetul 6, acum dau toate aceste țări în mâna robului meu Nebucadnețar. Nebucadnețar, robul Domnului? Da, și înainte de a se pocăi a fost robul Domnului. Când a mers la Ierusalim să le mute pe toate de colo-colo, a fost robul Domnului, că Domnul a zis le mute aici, dincolo. Și apoi pe Cir le-a pus să le ducă de dincolo, dincoace. Oameni care execută ceea ce Dumnezeu stabilește. Cât despre imperii, Babilonul, un simbol al lumii ce va fi distrus. Chipul de aur, fiarele, toate se vor prăbuși. Și ce frumos scrie în Daniel 7 și cu asta am încheiat. Gândiți-vă și la ce scrie în Apocalipsa, Babilonul acela din capitolul 18 care va fi distrus. Dar aici în Daniel 7, după ce sunt prezentate toate aceste fiare, și n-a fost vorba numai de o vedenie, Daniel a înțeles, de aceea după ce a avut vedenile astea, l-a părăsit vlaga când a văzut delegații cireși care l-au informat. S-a gândit, a fost tulburat, dar scrie la un moment dat, Daniel 7:17, aceste patru fiare mari sunt patru împărății care se vor ridica pe pământ, dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Și în vremea lor sfinții au controlat situația și pentru veșnicie vor rămâne cu Domnul împăratul împăraților. Să ne ajute Domnul să fim credincioși în orice vreme, oriunde ne-am afla. Amin.